Bună seara, dragi prieteni! Sper că se aude și voi aprecia mult dacă puteți scrieți la comentarii dacă se aude bine. Sper să se audă bine și sper să meargă bine și camera și internetul, tot live-ul să fie bine. Pace, Vitale! Vitale, dacă poți, te rog să-mi pui un comentariu să știu dacă merge bine sunetul. Se aude bine. Mulțumesc mult, soranișoara, mulțumesc mult. Mă bucur că se aude bine. Bine, dragii mei, deja ați văzut subiectul, l-am anunțat. Până când se mai adună popor, haideți să vă spun puțin ce se mai întâmplă aici la noi. Ați văzut din postările mele că am fost cu soția în Ucraina, am vizitat pe Tica și Sergei, nepoței noștri Barnaba și Pavel și tare, tare mult ne-am bucurat să vedem pe nepoțica noastră nou-născută, Sara, o copilă foarte cu minte, doarme bine, mulțumim Domnului, voioasă și ne rugăm să o crească Dumnezeu. În frica lui, am avut duminica trecută binecuvântarea ei. Vă mulțumesc tare mult pentru felicitări că am pus poza pe pagina de Facebook și am văzut și pe profil și pe pagină. Tare multe felicitări am primit de la voi și așa de mult m-am bucurat de toate felicitările astea împreună cu soția. Tare, tare mult ne-am bucurat. Ne-am întors ieri acasă, miercuri am făcut studiu biblic din cartea Apocalipsa, am studiat despre biserica din Teatira și tocmai când se începe a studia despre biserica din Teatira, tocmai atunci cineva mi-a trimis un mesaj ca să-mi arate că Alin Loloș făcea un live în care ne ataca. Nu am reușit eu să prevesc pentru că am continuat studiul biblic, foarte bine am făcut, dar mergând în drum spre casă ieri, prin România, l-am ascultat. Da, iată, Lili zice aici că nu a avut răbdare necesară să asculte 5 ore acel video, dar zice cât a ascultat, i-a fost suficient. Și da, l-am ascultat și eu. În mod obișnuit nu ascult astfel de mesaje, de astfel de calitate. Nu-mi place când slujitorii atacă alți slujitori. Nu-mi place să ascult asta. Și afară dacă chiar se pune în discuție o învățătură, un pericol, ceva, atunci da, ascult. Dar chestiile astea așa, nu-mi place să le ascult. Însă normal, dacă mă vizează, apropo, și altele au mai fost la care îmi scriu și nu dau atenție, îmi caut de slujirea care trebuie să o fac. Da, uite, aici mai mulți mi-au trimis și am ascultat și eu. L-am ascultat de la început până la urmă, lung, 6 ore. 6 ore, însă nu tot atât de consistent, pentru că, cum ați văzut, Alin tot repet aceleași lucruri, repet aceleași lucruri, același video rulează de 100 de ori și aceleași lucruri, cam asta s-a întâmplat. Dar l-am ascultat tot și iată, m-am văzut obligat. Dacă m-a vizat doar pe mine, nu știu, ați văzut și preotul cel ortodox din România când m-a atacat, multe vreme nu i-am răspuns. Nu i-am răspuns multă vreme, totuși am găsit să-i răspund, dacă el tot insista, i-am dat un răspuns. Dar uite aici, vin în primul rând să răspund pentru că Alin a aruncat batjocuri nu numai asupra mea, a aruncat batjocuri și asupra altora și mă văd obligat să vin să vorbesc despre
oamenii aceștia. Bine, dar am ajuns acasă, noi am început un program de evangelizare la biserică, avem în biserică pe sora Rodica Cărăuș, care e un foarte bun specialist, știi, să pună spectacole frumoase și iată, a pus acum un spectacol frumos de Crăciun și facem o evangelizare de Crăciun. Azi a fost a doua seară, n-am reușit aseară să-l privesc, dar azi am privit și tare, tare mult. Mi-a plăcut, de altfel, iată, v-am pregătit și vouă așa o scurtă secvență să vă arăt. Bună nou, iertare, Iisus. Știi, eu așa de tare m-am săturat de singurătate. Bine, fetiță. Să facem cum spui tu. Eu tot vreau ca Iisus să locuiască în inima mea. Doar povestește-mi mai multe despre El. Că eu... mă tem de El. Bine, hai să-ți povestesc o istorie goară despre nașterea lui Iisus. Atunci tu vei înțelege totul. Da, apropo, va mai fi și mâine seară la ora 6 facem. A, ne-am bucurat că azi au venit și de la Talmaza, am avut spectatori. De la Căpriana a venit un grup de spectatori. Asta este un spectacol de caritate pe care îl facem. Un spectacol de evangelizare și de caritate, pentru că toate resursele care le adunăm vor merge în Uganda. Noi, ca și biserică, avem o lucrare și în Uganda, acolo, în taberele de refugiați. Refugiați din Sudanul de Sud. Noi am început cu ei lucrarea încă atunci când se putea de lucrat în Sudanul de Sud, dar iată, continuăm și deja suntem 8 ani de când lucrăm cu oamenii ăștia. Acum pregătim resursele astea și unul din slujitorii bisericii, Radu Blendarencu, pastor, va merge în luna, acum în luna februarie, va merge și va face acolo, va face lucrare, va merge și cu, va preda, va pregăti pastori de acolo, dar de asemenea va duce și toate resursele acestea care le-am adunat noi. Bine, acum, apropo, da, vreau să rog Lenuța sau Vitalie, dacă sunteți aici, vreau să vă rog ca să puneți aici link-ul pentru cei care doresc să facă o donație și eu vă invit pe dumneavoastră, cei care sunteți aici, să luați parte la lucrarea aceasta. Dacă vreți să contribuiți ca să-i ajutăm pe oamenii ăștia din Uganda și dacă vreți să știți mai mult despre oamenii ăștia din Uganda, uitați-vă că eu am fost acolo anul trecut în luna ianuarie, am văzut cum este, am fost în taberele lor, am văzut situația oamenilor ăștia și am făcut un film. De asta vreau să rog pe Vitalie să pune aici filmul. Dacă puteți să-l puneți în toate rețelele astea, vreau tare să priviți filmul ca să înțelegeți cum este situația acolo și vă invit numai decât să ajutați și dumneavoastră. Bun, acum înainte de a intra în subiect, mă bucur de numărul celor prezenți aici și vă rog ca să distribuiți link-ul acesta, să-l distribuiți în rețelele dumneavoastră de socializare. De asemenea, vă rog să dați un like aici pentru că așa îl facem mai vizibil acest live în internet. Distribuiți un link și, bineînțeles, că mă voi bucura pe parcurs să văd comentariile voastre constructive. Cei care vor pune comentarii răutăcioase sau obscene vor fi blocate, vor fi blocați ei, că nu acceptăm așa ceva aici. Bun, deci să mergem la subiect. De ce am hotărât să-i răspund lui Alin? În Cartea Proverbelor lui Solomon, în capitolul 26, versetele 45 spun așa: nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. La început am dorit să nu răspund, pentru că nu am văzut altceva decât o nebunie tot video ăsta de 6 ore. Dar apoi m-am gândit că totuși trebuie să răspund. Un motiv este ca să nu se creadă cumva Alin înțelept.
Mă gândesc, poate asta îi va ajuta și pe oamenii care îl urmăresc, care îl laud acolo. Poate Dumnezeu îi ajută și pe ei să le se trezească mintea sănătoasă și să aibă discernământ în privința a lui Alin și a oamenilor care procedează așa ca el. Deci omul acesta a aruncat multe batjocuri, nu asupra mea, dar și asupra mai multor alți oameni. Eu nu știu ce a spus Timotei Tătar despre Alin. Am încercat să caut video. Apropo, dacă cumva cunoașteți voi, poate, în ce video Timotei Tătar vorbește despre Alin. Eu am ascultat câteva video de-a lui Timotei Tătar și mi-e place cum analizează Timotei Tătar lucrurile, cum le prezintă, cum vorbește. Dar aș vrea tare să văd video în care Timotei Tătar vorbește despre felul de a activa, felul de a vorbi a lui Alin. Însă Alin de câteva ori în acel video, ați văzut și dumneavoastră, dacă ați ascultat, ați văzut că Alin de câteva ori zice că Timotei Tătar l-a atacat la persoană și l-a numit psihopat. Eu nu știu care sunt argumentele lui Timotei Tătar, m-aș vrea să le văd. Dar în măsura în care am văzut oameni psihopați în viața mea, în măsura în care am văzut cum se poartă ei, cum vorbesc, cum... și ascultând tot acest video de 6 ore, vreau să mai aud odată ce spune Timotei Tătar. Poate el mai are și alte argumente, dar eu am văzut suficiente argumente în felul ăsta de vorbire. Un alt motiv pentru care răspund la acest video, l-am luat din 1 Petru, capitolul 3. Iată, de la versetul 14, Petru spune așa: chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Și da, asta este un fel de suferință pentru neprihănire, pentru lucru bun care îl fac, pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, omul ăsta mă atac. O să vă spun mai târziu pentru ce lucru mă atac. Spune aici așa, ci, zice, n-aveți nicio teamă de ei, nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și spune cum? Zice, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Și așa m-a rugat Domnului zilele astea, ca să mă ajute Dumnezeu, de ieri până azi, ieri și azi, ca să mă ajute Dumnezeu să dau un răspuns cu blândețe și teamă. Așa vreau să fie răspunsul. Zice aici, având un cuget curat, și eu am un cuget curat. Cu un cuget curat am vorbit totdeauna în video pe care le-am postat, acolo unde am greșit, sunt gata să recunosc, sau unde am înțeles mai târziu, uite, ceva, am făcut niște afirmații care nu sunt bune sau nu sunt corecte, sau am înțeles mai târziu din scripturi, uite, am dat și eu greș undeva, acolo eu îmi cer iertare și sunt gata totdeauna să-mi cer iertare. Eu țin foarte mult la aceea ca să am un cuget curat. Și iată aici ne spune să avem un cuget curat. Acum zice, trebuie neapărat să fim gata să răspundem de celor care ne cer socoteală de nădejdea care este în noi. Zice, pentru că cei ce bârfiesc purtarea voastră bună în Hristos, și iată ceea ce face Alin, exact asta este. Alin bârfiește purtarea bună în Hristos. Zice, trebuie de dat un răspuns pentru ca ei să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Și atunci, iată, în baza la aceste două locuri din Sfintele Scripturi, vin să răspund azi la învinuirile acestea a lui Alin. Deci Alin, în video lui de aproape 6 ore, m-a calificat drept eretic pentru 3 lucruri. Primul lucru, el m-a calificat eretic pentru că eu cred că omul este ales pentru mântuire în baza răspunsului pe care îl dă omul la Evanghelie. Eu cred că are Dumnezeu, Dumnezeu alege, dar și om alege să-l primească pe Dumnezeu sau nu. Și da, cred ferm aceasta și am prezentat poziția aceasta în video pe care le fac eu.
Și cum a zis și el, 99% din slujitorii care sunt în Republica Moldova, așa credem noi. Și asta nu înseamnă că am dispreț față de cei care cred altfel. Eu vreau, caut totdeauna să ascult bine la argumentele lor, m-am interesat, le-am cercetat. Dar uite, până acum, argumentele celor care spun că omul nu are absolut niciun rol în mântuire, eu nu am găsit încă argumentele care să mă convingă. Nu știu, poate într-o zi voi fi și eu convins. Nu știu, poate o fi așa. Dar uite, până acum încă nu le-am găsit. Alin m-a declarat eretic pentru asta. Deci, în persoana mea, înțeleg că Alin i-a declarat eretici pe toți slujătorii din țara noastră. Ba mai mult, i-a declarat pe toți din România care cred așa ca mine, care au convingerea asta, și pe toți restul slujitorilor. Toți, oricine care cred așa, după Alin, noi suntem niște eretici. Și iată, asta încearcă Alin să convingă. Apoi, al doilea lucru pentru care Alin m-a declarat eretic este pentru că eu încurajez femeile să slujească în Evanghelie. Da, așa este, eu încurajez și femeile și adolescenții și copiii și tinerii, pe toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu, eu îi încurajez să slujească în Evanghelie. Și Alin zice, pentru că eu încurajez femeile să slujească în Evanghelie, eu sunt un eretic. Al treilea lucru pentru care Alin mă învinuiește și zice că eu sunt eretic, zice pentru că am relatat în două video scurte, am relatat două legende destul de cunoscute care pot fi găsite ușor pe internet despre proveniența bradului, de unde vine bradul. Și pentru că eu am folosit legendele acelea ca să transmit niște adevăruri din Evanghelie și m-am orientat în mod deosebit la cei care nu-L cunosc pe Hristos. Pentru că în ambele am făcut apel la oamenii care nu știu cine nașterea din nou, nu-L cunosc pe Hristos, nu știu despre viața veșnică și uite, așa eu vreau să-i ajut pe oamenii aceștia să-L cunoască pe Hristos. Deci Alin zice, pentru că eu am făcut astea, eu sunt un eretic, bă, mai zice că sunt și idolatru și învăț pe oameni idolatrie. Bun, eu la subiectul ăsta nu o să mă opresc azi, pentru că eu duminica care vine, pe data de 24 dimineață, la biserică, la ora 10, voi predica despre idolatrie în contextul sărbătorilor de Crăciun sau de nașterea Domnului Iisus Hristos, de Crăciun. Bun, așa că îi zic și Crăciun. Bine, eu, și apropo, vreau să vin cu argumente istorice și numai decât în mesajul meu voi veni cu argumente istorice, cu argumente biblice și numai decât voi prezenta și sursele de unde îmi iau. Și vreau să vă amintesc că eu sunt istoric de specialitate și iată, îmi fac doctorat în istorie, am scris istoria mișcărilor evanghelice din Basarabia și dacă nu aveți încă așa o istorie, o puteți găsi la librăria Libros Cafe, la biserică la noi. De asemenea, o puteți procura online și tare, tare mult vă recomand să citiți istoria aceasta ca să știți despre noi moldoveni. Și apropo, Alin, dacă cumva mai ai posibilitate, te-aș sfătui să o procuri, să o citești cartea aceasta. Poate vei înceta să-i mai numești pe moldoveni, că nu știu cât e 1 plus 1, că sunt niște fricoși, că lucruri, așa, bagiocuri care ai aruncat la adresa tuturor moldovenilor. În persoana mea, tu ai aruncat bagiocuri la adresa tuturor moldovenilor. Eu îți recomand să citești ca să vezi cât au suferit oamenii de la noi, cum a fost curajul lor, cum au slujit oamenii de aici și poate îți vei schimba puțin părerea să nu-i mai crezi atât din înapoiați pe moldoveni. Da, deci v-am zis, duminică voi vorbi despre ceea ce ține de idolatrie în contextul creștinilor. Voi vorbi și despre brad, și colinde, și Crăciun, ce cu cuvântul ăsta Crăciun, de unde s-a luat, e păgân, nu-i păgân, s-a născut Domnul Iisus la 25, nu s-a născut, sărbătorim, nu sărbătorim. Ei, la toate întrebările astea vreau, duminică, în predică vreau să răspund. Cât privește... Oh, da, am văzut că Alin mi-a mai dedicat și un al doilea video
când îmi pare că aseară am mai făcut un al doilea video în care deja mă atacă pentru că mai zice, am mai găsit un motiv pentru care să mă califice drept eretic și îl zice că este pentru faptul că fiind baptist nu i-am numit pe pentecostali eretici. Nu i-am numit pe pentecostali eretici, da, noi avem învățături diferite, înțelegere diferită a darului vorbirii în alte limbi, a darului prorociei, avem înțelegere diferită, de asta nu înseamnă că ei sunt eretici, ei sunt frații noștri și pe faptul că avem diferența asta niciodată nu i-am numit eretici. Și este adevărat că sunt într-o bună înțelegere cu ei. Am fost invitat în multe biserici pentecostale și apropo, atunci când am fost invitat în biserici pentecostale, oamenii au avut toată încrederea în mine, cu toate că eu m-am expus cu privire la doctrina pentecostală, am spus biblic ce cred, cum cred, dar am spus-o cu tot respectul față de oamenii aceștia și când am fost invitat n-au avut nicio temere cu privire la mine, că aș putea să le aduc tulburare și unde am mers în bisericile pentecostale și nu numai pentecostale, am căutat să aduc unitate, zidire, creștere spirituală și nici într-un caz să aduc tulburare. Deci iată ăsta încă al patrulea motiv pentru care Alin mă învinuiește că sunt un eretic. Bine, deci eu am pus un video. Apropo, este o lecție întreagă pe internet, este o lecție întreagă și eu am dat link, ați văzut în descrierea la video ăsta, l-am anunțat dimineața și pe YouTube și pe Facebook și în descriere am dat un link la o lecție întreagă unde eu explic de ce cred așa cu privire la predarea femeilor. Deci eu cred că este ok ca o femeie să predea Biblia, nu orice femeie, scriu, acolo explic, dar eu trec prin toate textele, fac o analiză la toate textele și apoi caut să-i explic. Acum puteți să nu fiți de acord cu mine, dar poate treceți întâi prin tot studiul ăsta ca să-l vedeți. Să vedeți ce prezint, cum prezint și poate vă schimbați și dumneavoastră concepția cu privire la asta. Dar tare mult vă sfătuiesc să treceți prin studiul ăsta, să-l faceți. Nu este un studiu de 6 ore ca acelea pe care le face Alin. Este un studiu scurt pentru că eu nu repet la nesfârșit unele și aceleași lucruri. Eu spun ce am de spus, de asta și videoale mele sunt scurte. Eu spun ce am de spus și cu asta am terminat. Ei, seara asta, uite, o să vorbesc mai mult. Deja am 24 de minute de când vorbesc și încă nici n-am ajuns la... Bun, avem mult. Cred că 2 ore o să fie și la noi azi. Dar nu mi-am propus neapărat să fie 6 ore, că am văzut că Alin își pune normă. 6 ore să-l batjocorească pe cineva. Deci dacă îl ia pe unul la batjocorit, atunci pentru el normă. El cred că nu se simte satisfăcut nici el, nici cei cărora le place Alin, cred că nu se simte satisfăcut dacă nu se împlinește 6 ore de batjocuri. Și atunci batjocuri repetat, aceleași lucruri, aceleași video derulat de 100 de ori pentru ca să... Da, bun. Deci eu tare mult vă recomand. Eu azi nu vin să-i explic, să mă scuz, că eu toată învățătura am dat-o deschis, o puteți găsi. Apropo, și celelalte video, Alin rupe din context, el taie, rupe, sare, găsiți vă rog video și le ascultați ca să le înțelegeți dumneavoastră și să vedeți tot ceea ce am avut de vorbit. Și dacă am scăpat ceva, puneți-mi întrebări și eu cu bucurie vă voi răspunde. Da, acum... Deci cu privire la femei, nu o să găsiți acolo ceva ce am spus în lecția aceea, nu o să găsiți un lucru cu privire la femei. Eu cred că fac bine că îi încurajez pe toți creștinii, și bărbați, și femei, și copii, și adolescenți, și tineri, și bătrâni, pe toți îi încurajez să-și folosească tot potențialul lor în Evanghelie, să slujească cu darurile duhovnicești pe care le-au primit. Așa îmi înțeleg eu rostul meu ca și păstor. La epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 4, cu începere de la versetul 11, scrie așa. Zice, și el, adică Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, aici sunt eu, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci ăsta e rolul meu și rolul fiecărui slujitor, fiecărui predicator, fiecărui învățător, fiecărui păstor, este să-i desăvârșim, ceea ce înseamnă să-i echipăm de plin, să-i direcționăm, să-i motivăm
pe toți sfinții ca să slujească la capacitatea lor de plin în trupul lui Hristos și să zidească trupul lui Hristos, să-l zidească, nu să-l dărâme. Și atunci eu nu pot face crimă pe care, la care vă îndeamnă Alin, ca așa segmentul ăsta care sunt femeile, femeile astea să fie toate trimise la bucătărie și să fie dată crateța în mână. Nu, eu cred că Dumnezeu ne-a creat bărbați și femei după chipul și asemănarea Lui. Și cred că Dumnezeu ne dă daruri duhovnicești în aceeași măsură și eu cred că și bărbații, și femeile, și toți ceilalți trebuie să slujească la toată capacitatea lor cu darurile duhovnicești pe care le-au primit. Și asta voi continua să fac, pentru că văd rolul meu să zidesc, nu să dărâm. Știu că mă voi înfățișa la judecata lui Hristos și voi da socoteala pentru felul, pentru isprăvnicia care am primit-o, pentru felul cum mi-am făcut și îmi fac isprăvnicia asta și de aceea îmi dau toate silințele ca să-i ajut, să-i încurajez, să fac cumva, pentru ca toți oamenii care știu că nu îmi reușește prea mult, nu îmi reușește atât cât ar trebui să fac. Sunt un rob nevrednic, dar tare mult vreau ca să fac tot ce pot și tocmai de aceea categoric nu voi accepta gândirea aceasta că femeile trebuie să fie date la o parte, date la bucătărie și acolo să-și caute de treabă, așa cum spune Alin în videoul lui. Acum, deci Alin, tu zici că nu ataci la persoană, dar tu mi-ai atacat soția și copiii, tu mi-ai atacat familia și asta este un lucru foarte urât, Alin. Asta nu este demn de un bărbat, nu este demn de nimeni să face astfel de lucruri. Dacă ai fi făcut în mod particular, era un lucru urât, dar tu să o faci în mod public așa, Alin, asta este un lucru foarte urât. Pur și simplu este josnic. Este josnic să ataci soția altui bărbat și să vorbești în felul ăsta, Alin. Tu spuneai că nu ataci la persoană, dar uite exact tot ce acum ai vorbit, cum ai strigat, cum ai vorbit cu tot, dar tot acolo este numai strigat, numai strigat. De-aia m-a făcut să mă gândesc la cuvintele lui Timotei Tătar. Acolo nu mai strigă-te, Alin. Deci este urât să vorbești așa cum vorbești despre femei în general. Deci iată acolo la 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, spune și voi bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre și apoi vorbește în general, zice, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, dând cinste femeii ca unui slab, vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Păi așa se vorbește despre femei, așa se vorbește în jositor, josnic se vorbește așa la adresa femeilor. Nu, Alin, un bărbat care cât de cât se respectă viața aceasta nu își permite să vorbească așa la adresa femeilor niciodată, în general, nici femei credincioase, nici femei necredincioase, nu își permite, nu își va permite niciodată să vorbească așa. Pentru că vreau să-ți spun, Alin, că atunci când Dumnezeu a creat pe om, l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și pe unul și pe altul, i-a făcut după chipul și asemănarea lui. Le-a dat porunci deopotrivă, Alin, a comunicat cu ei deopotrivă și iată și la Petru spune că vom moșteni harul vieții împreună. Și Dumnezeu a dat-o pe femeie ca să fie un ajutor potrivit pentru soțul ei. Și cum poți tu să vorbești că nu este rânduială în familia mea? Ai intrat în familia mea, ai văzut tu familia mea, cunoști tu familia mea. Cum poți tu să vorbești așa? Pentru că eu îmi încurajez soția să slujească cu darurile pe care le-o primit de la Dumnezeu și soția mea are un dar foarte pronunțat de învățător. Are un dar foarte pronunțat, soția mea are o memorie bună, înțelegere bună, înțelegere biblică. Oricine o ascultă au văzut asta, oricine au fost învățați de ea, au mărturisit lucrul acesta totdeauna și eu ca și bărbat îmi văd datoria mea ca și păstor și a soției mele, ca și soț a soției mele, îmi văd rolul meu ca ea tot așa să slujească și ea la capacitatea ei de plină și o încurajez să studieze, să slujească la capacitatea ei de plină. Cum poți să vorbești tu, Alin, așa? Și vreau să-ți spun, Alin, că la cunoașterea Scripturii, Alin, tu ești departe, departe de soția mea. Soția mea cunoaște foarte bine Sfintele Scripturii comparativ cu tine, Alin. Tu nu cunoști, nu poți veni, aproape nu poți veni de cunoașterea Scripturilor pe care o are soția mea. Și îmi pare rău că vorbești așa. Cum poți tu să vorbești despre soția mea că nu mi-este supusă? Soția mea este o femeie supusă.
Soția mea este o femeie supusă și ea toată viața și-a trăit frumos viața în supunere și o trăiește. Cum poți tu să vorbești așa despre soția mea? Mai mult, vreau să-ți spun de cum se vorbește despre soția mea, că adică cum soția mea nu știi tu că ea nu face mâncare. Vreau să-ți spun că face mâncare foarte gustoasă, ne hrănește, ne bucurăm toți. Și nu numai pentru noi, casa noastră totdeauna este plină cu oameni care vin, pleacă și soția mea cu multă bucurie slujește și îi primește pe toți. Și în ciuda la toate acestea, slujind, făcându-și așa de bine slujba aceasta, pe lângă asta, soția mea de dimineață tare o poți găsi cu scriptura, o poți găsi cum stă cu scriptura în față, acolo la bucătărie lucrează și aluine la scriptură, o poți găsi cum în timp ce lucrează la bucătărie, ascultă scripturile, ascultă scripturile soția mea, ascultă Biblia. Își pregătește planurile foarte minuțios, foarte bine, foarte stăruitor, își face în cele mai mici detalii, face toate lucrurile în timp ce își face slujba ei de... Slujba ei în casă, la bucătărie și are grijă de mine și de noi toți. Vreau să spun că soția mea foarte frumos i-a învățat pe copiii noștri. Alin, noi avem 3 copii, acum toți sunt maturi, sunt căsătoriți, au familii, sunt fericiți în familiile lor, îl iubesc pe Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu. Eu foarte mult am fost plecat în misiune, cam aproximativ 8-9 luni în an eu sunt plecat. Așa a fost toată viața mea de când sunt creștin, am fost mult implicat în diferite țări, din lumea întreagă am plecat, am pregătit slujitori și iată, soția mea ea a fost acasă și ea i-a învățat pe copiii noștri continuu din Sfintele Scripturi și ea și-a făcut bine partea ei. Soția mea merită tot respectul și ea are tot respectul, are respectul de la pastori, Alin, să știi că sunt pastori acum, cei pe care erau copii, pe care am început să-i învăț pe când erau copii, erau adolescenți, acum sunt pastori, unii slujesc împreună cu mine, alții slujesc în alte țări, sunt misionari care au plecat în țări diferite și soția mea i-a primit ca pe copiii lor, ca pe copiii noștri. Soția mea i-a tratat frumos, vreau să spun că, uite, când eram în rally, la biserica din rally, acolo, biserica română sau moldovenească, unde este pastor Valeriu Vizitiu, de-aia știi ce frumos a vorbit când am ajuns acolo în fața întregii biserici, cu lacrimi în ochi a spus că este o mamă pentru el, s-a arătat ca o mamă și uite așa, unii din ei chiar așa și-i spuneau mamă. Alin, vreau să spun că tu ești cam de vârsta lor, din cât am văzut eu acolo. Cum poți tu să-ți permiți să vorbești așa? Și soția mea este mai mare ca tine, Alin. Nu se poate, Alin, să vorbești așa. Asta este o brăznicie, Alin. Asta este un lucru josnic și este obraznic și nu este vrednic de o slujitor al lui Dumnezeu. Și tu mai spui că tu nu ataci la persoană, tu ataci grav la persoană, Alin. Și asta este urât. Da. Da, alt lucru, Alin. Deci tu am văzut, tu în josnicia ta, de acum te-ai coborât acolo unde pur și simplu este de neimaginat, Alin. Te-ai legat de decolteul femeilor, decolteul la femei, decolteul, dar Alin, am impresia că după tine, dacă ar fi fost așa, ar trebui să fie, azi ziceai ceva acolo despre talibani, păi poate ținuta din Afganistan ai vrea cumva să o implementezi după felul cum vorbești tu, dar este urât, este josnic, Alin, să te alegi de asta. Uite, eu când te-am auzit ce vorbeai despre decolteu, gândul mi s-a dus la epistola lui Pavel către Tit, la capitolul 1, iată în versetul 15 și 16, Pavel spune așa, totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetele sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Mă întorc înapoi, acolo spune, mintea și cugetele sunt spurcate. Deci dacă tu așa gândești despre femei, așa vorbești despre femei, cine este? Femeia este un nimic pentru tine. Iată, azi când am mers la biserică, cineva care mi-a spus că te-a ascultat, tu zici, pentru omul ăsta, femeia nu face nici cât mătura din colț. Femeia este un nimic. Din felul cum ai vorbit, tu, femeia e nimic pentru tine. Îți amintesc, Alin, femeia a fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum ai fost creat și tu. Trebuie să vezi în femeie chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nu vorbește astfel la adresa femeii. Un slujitor al lui Dumnezeu
care umblă cu frică de Dumnezeu nu își va permite niciodată să vorbească în felul acesta cum ai vorbit tu. Da, te-ai legat de învățătorii mei, de familia Costel și Mia Oglici. Ăștia sunt oameni care m-au învățat cuvântul lui Dumnezeu. Eu îi cunosc foarte de aproape pe oamenii ăștia. Eu îi cunosc de 32 de ani pe oamenii aceștia. Cu oamenii aceștia am fost în situații grele, am fost în pericol de moarte de câteva ori. În pericol să fim morți, am fost cu ei. I-am văzut pe oamenii aceștia, am văzut o credință deosebită, am văzut un curaj deosebit, am văzut cum în smerenie își fac slujba lor. Uite acum la al lor, în curând vor avea 75 de ani, la ei lor 74 de ani, de vedea cu câtă smerenie își fac slujba, merg din țară în țară și îi pregătesc pe sfinți. Au un foarte mare respect în lumea întreagă. Și te-ai găsit tu, Alin, să vorbești așa de josnic și așa umilitor la adresa oamenilor acestora. Este urât, foarte urât, Alin. Un slujitor al lui Dumnezeu nu face așa. Vreau să-ți spun că oamenii aceștia au un mare respect de la pastorii din România, mulți pastori din România, dar oriunde nu te duci, oamenii vorbesc cu mult respect despre acest cuplu. Și tu să vorbești așa, nu se poate. Și apropo, ei nu se ocupă de batjocurirea altora, ei se ocupă de învățătură, ei continuu dau învățătură, în simplitate, cu smerenie, de dimineață până seara dau învățătură. La 1 Tesaloniceni, capitolul 5, Alin scrie așa: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Auzi, Aline, Scriptura ne învață să prețuim, Aline, să-i prețuim pe cei care se trudesc în Hristos, să arătăm respect, apreciere pentru oamenii ăștia, să-i primim bine. Dar tu așa vorbești despre prețuitor. De fapt, Aline, eu din tot ce m-am ascultat în 6 ore, când s-au pus oamenii întrebare, dar cum e cu privire la predicatorul cel? Eretic. Da, predicatorul cu tare. Eretic. Da, predicatorul cu tare. Eretic. Orice predicator român despre care te-au întrebat tu, afară de John MacArthur, John MacArthur numai pentru tine înseamnă ceva. Restul toți pentru tine, Aline, sunt eretici. Așa, Aline, vorbești tu? Așa vorbești tu despre slujitorii lui Dumnezeu? Faptul că unul are o părere diferită de altul, tu pe toți ai descalificat? Numai tu te socoți desăvârșit că tu așa spui. Tu spui și anunți în mod repetat, anunți că tu nu cunoști Scriptura, dar cunoști doctrina cu desăvârșire. Dar oare doctrina nu este întemeiată pe Scriptură? Cum poți să afirmi că cunoști doctrina necunoscând Scriptura? Că tu așa ai spus, cunoști, nu cunoști Scriptura, ai zis. Dacă cunoști doctrina, o cunoști în mod desăvârșit și tu nu ai niciun pericol să cazi sau ceva, pentru că tu ești ales. Aline, grav, nu faci așa. Un slujitor al lui Dumnezeu arată apreciere și prețuire pentru ceilalți slujitori al lui Dumnezeu și chiar dacă este ceva, este ceva care trebuie să fie îndreptată, îndreaptă cu dragoste și o face frumos, dar nu așa cum ai procedat. Ia uite, Aline, tu ai vorbit așa de înjositor la adresa femeilor. Nu, la bucătărie. Ești femeie și țipai acolo, ai țipat 6 ore. Ești femeie la bucătărie. Încă așa înjositor ai mai scos cratița aceea cu furculița și măreți. Ei, ia, Aline, deschide-te, rog, împreună cu mine la Romani, capitolul 16. Și uite aici, de la versetul 1, Apostolul Pavel, el transmite salutări la cei care erau în Roma. Ia uite atent că aici sunt femei. Uite cum vorbește Apostolul Pavel despre femei. Ascultă-te, rog, puțin. El zice: vă dau în grijă pe Fiive, sora noastră care este deaconiță a bisericii din Kencrea. S-o primiți bine în Domnul, s-o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți. Ai vorbit tu ieri în chip vrednic de sfinți la adresa femeilor. Nu vorbesc sfinții așa. Sfinții nu vorbesc așa cum ai vorbit, Toane. Deci zice aici să o primiți într-un chip vrednic de sfinți și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi,
căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Apoi zice, spune-ți sănătate Priscilei și lui Aquila, Priscila e soția. Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Ai văzut Priscila, o altă femeie. Așa vorbește Pavel, josnic, înjositor la adresa lor? Le face observații despre decolteu? Nu, drag, vorbește foarte frumos și foarte înalt despre femeile astea care se trudesc în Evanghelie. Apoi zice, spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Spuneți sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli, ambii, și Andronic și Iunia, tot cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Spuneți sănătate lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul. Spuneți sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache. Spuneți sănătate lui Apele, așa. Spuneți sănătate lui Irodion, așa. Spuneți sănătate Trifenei și Trifosei, iar femei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneți sănătate Persidei prea iubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Spuneți sănătate lui Ruf cel ales și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Spuneți sănătate lui Ares, așa, Hermes, Herma, Filolog și Iuliei, iar femeie, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpa, iar femeie, tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Spuneți sănătate unei altora cu sărutare sfântă. Ai văzut cum vorbește Apostolul Pavel la adresa femeilor? Ai văzut cât de înalt vorbește? Faptul că a fost cazul celălalt în Corint, eu îl explic în studiu pe care îl fac, le explic de ce trebuie să le zic celor din Corint, așa cum au zis, de ce trebuie să le zic celor de la 1 Timotei, așa cum a vorbit. Dar uite cât de frumos vorbește omul ăsta și vezi că jumătate din echipa asta care o spune la aici, jumătate din echipa lui sunt femei și el lucra frumos cu femeile. El lucra frumos și nu le-a trimis pe toate femeile la bucătărie să le spună crateța știe de voi și ai tot mai mult de crateță, mai departe de crateță și de mătură nu puteți pleca. Că asta e mesajul care l-ai transmis tu în video. Nu, Aline, vezi, nu au procedat așa. Apostolul Pavel nu proceda în felul ăsta. Și vreau să-ți mai citesc ceva care spune Pavel aici. La versetul 17 el zice așa, vândem fraților să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Aia faci tu, Alin. Tu faci dezbinare, dezbinare în trupul lui Hristos, dezbinare între bărbați și femei. Asta creezi tu. În loc să-i lași pe bărbați și femei să lucreze împreună pentru înaintarea Evangheliei toți, tu vrei femeile să le dai într-o parte și pe bărbați să-i pui împotriva femeilor ca să se bată între ei, să fie noi destul câte neînțelegeri le pune satana. Uite că te lași tu folosit ca să pui neînțelegeri între ei. Așa, în felul ăsta. Uite ce zice mai departe. Zice, depărtați-vă de oameni de aceștia care fac dezbinare și tulburare împotriva învățătorii. Depărtați-vă de ei și dacă ar auzi cei care te urmăresc, cei care sunt abonați la canalul tău, cei care îți dau dreptate, dacă te-ar auzi și dacă le-ar da Dumnezeu discernământ la oamenii aceștia să se depărteze. Că spune aici că astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, la versetul 18 zice, ei nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulce, amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Eu nu știu care-i motivația ta în tot ceea ce faci, dar oamenii îți spun că ești mândru și din tot mesajul tău se vede o brăznicie izvorâtă dintr-o mândrie și îngânfare fără precedent, cred că, printre predicatorii români. Eu nu mai știu, poate a fi fost cineva, dar nu a fi ieșit online să facă astfel de lucruri. Deci, o îngânfare fără precedent. Da, mai departe. Deci, te-ai legat de oamenii din biserică. Ai vorbit rău despre oamenii din biserică. Din biserica pe care o păstoresc, Biserica Bunavestire.
I-ai numit pe oameni lipsiți de discernământ. Vreau să spun că sunt oameni foarte dedicați, oameni care iubesc Sfintele Scripturi, oameni care cercetează în profunzime Sfintele Scripturi. Sunt oameni care au discernământ. Sunt foarte dedicați, oameni care sunt implicați în misiuni, în țara întreagă. Uite, acum lucrează toți ca albinele, ca furnicile sunt toți. De-ai fi văzut numai azi cum forfotea lucrul acolo și tot așa, în punctele de misiune, unde suntem în țară, plecați peste hotare, care unul este în Irak, altul este în Nepal, altul pleacă în Pakistan, vine din Pakistan, altul este în Grecia, pleacă în Afganistan, vine de acolo. Oamenii lucrează peste tot. Sunt prinși în mult, mult lucru pentru Hristos. Cum poți să vorbești așa? Vreau să știi că mulți din ei își pun viața în joc. Și eu, ca și pastor al lor, sunt foarte, foarte onorat să slujesc cu oamenii aceștia. Foarte onorat. Sunt oameni deosebiți. Hristos se manifestă cu așa o frumusețe în oamenii ăștia. Și Domnul să-i întărească mai departe. Și sunt oameni cu discernământ, să știi. Este adevărat că avem o femeie din biserică care te-a ascultat, s-a luat după tine și care cred că mai nenorocită cu învățătura aceasta. Și este foarte trist că ea s-a luat, am vorbit cu ea, nu a vrut să mă asculte și cu prelejul ăsta mai fac încă o dată un avertisment la toți acei care sunteți din Biserica Bunăvestire, la toți acei care urmăriți postările mele online, feriți-vă de oameni care produc tulburare, feriți-vă de nu vă expuneți la astfel de învățături periculoase, pentru că ele vă pot aduce distrugere în viață. Da. Iată, uite de exemplu despre oamenii din biserică. Azi mă uitam, ce frumos sora Rodica Cărăușa. Mă gândeam azi când priveam spectacolul ăsta, cât de frumos totul aranjat, organizat totul. Și uite, femeia asta, când a venit în biserică și eu am văzut că are darul ăsta, i-am spus, dar eu nu înțelegem cum îl are. Și atunci i-am zis, hai, fă un spectacol, pregătește un spectacol. Când ne-a arătat un spectacol, a rămas încântat de ceea ce a pregătit și a zis, numai decât darul ăsta trebuie folosit. Acum a pus spectacolul ăsta frumos, vin oameni, mulți, ascultă, părinți, copii, vin oameni, acum, uite, invităm, oamenii vor să vină, aud și așa frumos se transmite Evanghelia. Ce frumos lucrează, uite, amas, cât de frumos lucrează în echipă toți, toate vârstele, o familie așa frumoasă, așa frumoasă, o familie în Hristos. Aștia sunt oameni deosebiți. Da, apropo, vreau să vă amintesc celor care v-ați alipit pe parcurs că noi facem spectacolul ăsta la biserică acum și toți banii care îi adunăm îi vom dona pentru Uganda. Intrați, vă rog, aici la comentarii și căutați undeva este un film ca să vedeți ce se întâmplă acolo în Uganda și vă invit să contribuiți cu donațiile voastre ca să-i putem ajuta pe oamenii aceștia care mor de foame, mor din pricina multor boli pentru că nu au medicamente elementare, elementare medicamente, cele care uneori costă un dolar și ei nu le au, nu le pot găsi medicamentele, este acolo în taberele lor. Și așa veți putea să contribuiți și dumneavoastră să ajutați, că noi de-aia facem spectacolul. Iar cei care sunteți din Chișinău, vă așteptăm mâine seară la ora 6 la spectacol. Mâine va fi ultima seară când va fi prezentat spectacolul. Da. Da. Despre moldoveni, Aline, da, văd că sunt foarte multe comentarii și voi ajunge apoi și la comentarii, cu toate că sunt foarte multe comentarii, eu așa voi trece fugitiv prin ele, voi vedea, dar mai târziu puțin, hai că vreau să vă mai rog o dată să, dacă nu ați pus încă un like la acest video, puneți vă rog un like pentru că așa îl faceți mai vizibil și tare mult vreau ca să fie văzut acest video de cât mai mulți oameni. Apoi ajutați-mă ca să fie preveniți cât mai mulți oameni de pericolele care îi pasc pe internet. Apoi, de asemenea, vă rog ca să distribuiți acesta, dați un like și puneți și un comentariu.
comentariu aici. Acolo, în rețeaua unde sunteți dumneavoastră. Bun, despre moldoveni. Aline, ai atacat pe toți moldovenii, ai vorbit foarte disprețuitor la adresa moldovenilor. Și să știi că aici ai pus sare pe o rană care doare. Pentru că moldovenii au simțit așa dispreț din partea unora dintre români, nu a tuturor. Iată, când s-a destrămat Uniunea Sovietică, când eu am devenit creștin și m-am dus în România prima dată, am rămas încântat de dragostea creștinilor români, foarte frumos. Cam totdeauna fiind numai în mediul creștinilor români, am văzut o dragoste deosebită și eu nu înțelegeam pe cei care spun că experimentează dispreț din partea românilor. Nu înțelegem. De ce vorbiți voi așa? Ei sunt niște oameni deosebiți, creștini deosebiți, oameni foarte primitori, calzi, iubitori, generoși, niște oameni deosebiți. De ce vorbiți voi așa? Nu înțelegeam pe alții. Până când m-am ciocnit și eu, iată o experiență foarte tristă am avut atunci când am mers să-mi fac pașaport la București și așa de disprețuitor a vorbit doamna de la Gheșeu la adresa tuturor moldovenilor care erau acolo, cât am renunțat pe urmă. Câțiva ani nu m-am dus să-mi finisez actele pentru pașaport, până la urmă le-am făcut, dar așa de jignit m-am simțit pentru felul cum a vorbit. Și de aceea îți spun că ai pus sare pe o rană care doare. Încă îți mai zic ceva. Când era înmormântarea bunicii soției mele, după ce am fost la cimitir, am venit și stând la masă cu oamenii, nu știu cum am zis, limba română, și cineva a strigat, nu română, moldovenească. Am zis, păi nu există așa, e limba română. Auzi, nu, moldovenească. Asta, apropo, știi că aici este un... De ce așa? Tu știi ce mi-a făcut românii? Și un bătrân scoate și arată cum a fost bătut de jandarmii români. Știi, între noi generația este împărțită, generația în vârstă, cei care au experimentat dispreț de asta, ei nu vor să audă, ei înțeleg că nu poate fi, ei din partea românilor numai asta. Noi încercăm să le explicăm, noi suntem o națiune, suntem toți o pur. Nu încerci să-i vorbești despre asta. După disprețul, după bătăile, după ce au avut, nici nu vrea să audă despre asta. Și acum vii tu, Alin, care ești din generația asta, vii tu și arunci așa dispreț la adresa moldovenilor. Nu, Aline. Nu se poate așa, Aline, să procedezi. Vreau să știi că moldovenii știu cât e 1 plus 1 și în materie de doctrină știu moldovenii cât e 1 cu 1. Și altceva care ție nu-ți place, faptul că moldovenii știu să aibă respect pentru slujitorii lor. În general, moldovenii știu, creștinii din Moldova știu să aibă respect pentru slujitorii lor, să poartă cu respect. Și așa ne învață Hristos. Ei urmează învățătura lui Hristos din Sfintele Scripturi. Vreau să știi că slujitorii moldoveni nu se întrec în abatjocuri alți slujitori și încă pe internet. Ei nu fac asta. Și ai așa de bine, mă bucur și Dumnezeu să ajute așa să fie mai departe. Când dau ceva neînțelegeri, se întâlnesc și le rezolv între ei. Dar nu tulbură poporul Domnului, criticând pe toți predicatorii, criticând așa. Nu, se întâlnesc și le discută, le rezolvă astea. Dar am vrea poate o colaborare mai bună, mai multă, să ne vizităm mai des. Dar slujitorii moldoveni nu își permit să facă așa ceva și Dumnezeu să ne ajute niciodată să nu facem astfel de lucruri. Da. Ai zis că moldovenii sunt fricoși? Da, sunt fricoși să vorbească porcării la adresa slujitorilor lor, să ofenseze femeile în halul ăsta. Sunt fricoși creștinii moldovenești, la asta sunt fricoși. Dar nu sunt fricoși creștinii moldoveni când este vorba să-și pună viața în pericol. Apropo, știi că după destrămarea Uniunii Sovietice, aproape cei mai mulți misionari au mers din Moldova și din Ucraina, au mers în toată fosta Uniunea Sovietică.
Statisticile spun că undeva aproximativ 300 de misionari au plecat pe acolo. Și apropo, eu am mers foarte mult prin toate fostele republici ale Uniunii Sovietice. Din ucenicii mei, foarte mulți au mers pe acolo. Iată, sora mea și fratele Costelo Glice, pe care tu îi batjocorești foarte mult, au slujit acolo. Au fost și arestați la Moscova, au fost... Și oamenii au slujit cu smerenie, au mers și au slujit acolo. Și moldovenii nu au fost fricoși, nu au fost fricoși apoi să meargă în țări extrem de periculoase, să meargă în Afganistan, soț, soții, copii mici, unde viața era în pericol, nu în fiecare zi, în fiecare clip viața lor era în pericol. Nu sunt fricoși să meargă în Irak, să se afle acum acolo, să slujească, să zboare rachetele pe deasupra casei lor, să explodeze rachetele la un kilometru de casa lor și ei continui smerenii să-și facă lucru. Se întâmplă războiul, statul islamic și ei continui să-și facă lucru. Uite, la asta nu sunt fricoși. Nu sunt fricoși și merg să-și pună viața în joc mai departe. Și ți-am zis, admir frumusețea lui Hristos în oamenii e. Aceștia. Vreau să știi că celelalte națiuni tot îi apreciază înalt. Oamenii, de fapt, am auzit asta când am mers în diferite locuri și oamenii au auzit, creștinii când au auzit din Moldova, Moldova, the most mission-minded Christians. Așa spuneau oamenii cu care m-am întâlnit de câteva ori în Europa, în America, Moldova. We know they are the most mission-minded in Europe. Așa spuneau. Aia nu sunt cuvintele mele, cuvinte care le-am auzit. Dumnezeu să ne ajute așa, să îndreptățim cuvintele astea. Poate cei care nu înțelegeți română, ce înseamnă? Că cei mai predispuși la misiune, creștini, cei mai predispuși la misiune. Dumnezeu așa să ne ajute, așa vrem să fim. Da, nu este frumos, Alin, că așa ataci națiunea noastră, o ataci în felul ăsta, nu-i frumos. Și vezi, pentru tine nu-i suficient să creezi dezbinare în biserică, tulburare și dezbinare în biserică. Tu vrei să creezi dezbinare și tulburare în popor. Mă tem că cineva din necredincioși, care sunt, că aici la noi este multă discuție și avem și tineri, avem mulți care sunt împotriva românilor, anti-români. Mă tem că vor lua mesajul tău ca și un argument, vor găsi unii răutăcioși, rău intenționați, vor găsi să ia mesajul tău ca și argument și să arate că, știi ce, oamenii spun că asta a fost în vechime, a fost înainte, în perioada interbelică a fost batjocura aceea, acum nu mai este așa batjocura. E, uite, s-au găsit de ce, care vor lua și vor rupi secvențele este din video pe care le-ai făcut tu și vor arata la toată lumea și nu mai spuneți că e acolo. Ia uitează cum vorbește despre moldoveni, zici că noi nu știm cât, e unu plus, că unu plus, cât face 1 plus 1. Așa vor zice ei. Uite așa, Alinii, cu desprețul tău. Încă, hai, înainte ca să trec la alt subiect, să-ți mai zic ceva, Alinii. Iată, odată ieșeam din armă. De multe ori am auzit cuvinte foarte frumoase la adresă. Când oamenii auzeau că sunt moldovean, vorbeau frumos, nu despreț. Despreț, ți-am spus unde l-am experimentat. Numai acolo, atunci, la Gheșeu, cel în România, și am mai experimentat de vreo două ori, așa, despreț, pentru că suntem moldoveni. Dar, iată, de exemplu, odată eram în Armenia. Am predat în Armenia și când plecam din Armenia, armenii mi-au dat fructe de-a lor, mi-au dat un zămos de cel mare, pepene galben mare, și apoi mi-au dat, cum se numesc, fructe, persici, caise, așa. Și ei când mi le-au dat toate astea, eu le-am spus, măi oameni, măi, nu dați asta, nu-mi trebuie, noi avem suficient. Așa ceva în Moldova. Nu-mi dați, cum să duc eu asta la avion acasă? Nu. Ce aveți voi în Moldova, în Moldova. Astea noastre sunt diferite, sunt deosebite, sunt, așa zice. Ei, și atunci, eu dacă am văzut că n-am încotro, le-am luat cu mine. Când am ajuns la aeroport, vameșul acela când trebuia să trec, zice, păi, dar nu poți trece cu... Zice, trebuie să plătești. Nu, vameș, acolo, la Gheșeu, zice, nu poți lua geanta asta, trebuie să plătești 5 dolari pentru un kilogram. A, nu vă supărați, domnule, zic eu, noi avem fructe de este în Moldova. Dumneavoastră aveți copii? Am, zice.
îmi dați voi să vă dăruiesc pentru copiii dumneavoastră fructele astea? Dar ce? El s-a simțit ofensat. Dar ce? Eu n-am cu ce hrăni copiii? Sau ce să-mi dai tu? Nu mă iertați, Dumnezeu, eu n-am vrut să vă ofensez. Mi-e milă să arunc fructele astea, că eu nu o să le iau cu mine. Eu o să le arunc. Ia de pașaportul la mine, că să-mi fermez. Și când nu mai vede pașaportul, oh, ești moldovean. Da, dar ce? Nu-s probleme, frate. Bine, trece așa, totul e bine. Dar n-am înțeles ce s-a schimbat, ce dacă-s din Moldova, ce asta a schimbat deodată tot. Auzi, zice, eu am avut un ofițer moldovean în armată. Zice, un om deosebit de bun, zice, nu a fost nimeni să ne trateze așa frumos cum ne-a tratat ofițerul acela. Zice, și-a mers cu mine, m-a petrecut, mi-a vorbit bine, parcă eram eu ofițerul acela. Mai nu mă strângeam în brață, știi, de bucurie, parcă eu eram ofițerul acela care așa de frumos l-a tratat. Tot așa mi s-a întâmplat în Kazahstan, exact așa mi-a spus. Că uite așa am avut pe cineva în armată, un prieten tare bun care m-a tratat bine. Cam pe unde am mers, e bine. În Siberia mi-a vorbit despre moldoveni acolo, mi-a spus cineva, un pastor, mi-a spus cum lucra la calea ferată. Și zice, s-a întâmplat ceva, o problemă mare și trebuiau să-l dea afară. Și zice, un șef care era moldovean acolo, un șef, toți, gata, era hotărât. Și un șef care era moldovean, o afla despre asta și știa că are 5 copii. Știa că are 5 copii și șeful celălalt zice, o făcut, o intervenit, ce, nu știu cum a reușit el și a făcut tot posibilul ca Grigoria nostru să rămână la serviciu. Și Grigoria mi-a zis, am un profund respect pentru oamenii din poporul ăsta, zice, niște oameni deosebiți, pentru ce a făcut șeful celălalt. Cam, uite, mărturii frumoase, bune am auzit, de ce trebuie să aud chiar de la fratele meu de neam, că suntem toți români, de ce trebuie să aud de la români, bancă de la creștini? Să aud astfel de cuvinte. De ce trebuie să aud astfel de cuvinte? Pentru că ți-am zis, Alin, tu faci dezbinare nu numai în poporul Domnului, nu numai în biserici, tu faci dezbinare între popoare și este urât, lucrul ăsta e urât. Da. Deci, în persoana mea, ți-am zis că ai ofensat mulți slujitori, dar ai ofensat și foarte mulți slujitori din România. Când te-au întrebat despre unul, despre altul, da, Aline, vreau să-ți spun că aud și eu și cu anumite lucruri nu sunt de acord cu ei. Nu sunt de acord. Dar cum ai văzut, nu spun. Și chiar dacă uneori sunt anumite lucruri cu care nu sunt de acord, ies și zic pur și simplu lucrul ăsta că nu sunt de acord. Dar nu mă iau de predicator. Deci și așa suntem puțini. Și așa suntem puțini cei care predicăm Evanghelia. Și atunci încă să ne mai atacăm unii pe alții. Noi suntem o armată atât de mică acum, atât de puțini luptători, atât de puțini suntem cei care încă să mai atacăm și încă să distrugem în felul ăsta. Nu se poate să procedăm în felul ăsta. Că tu absolut pe toți îi numești eretici. Oricine are cea mai mică deviere de la ceea ce crezi tu, gata, ei sunt eretici. Că ți-am zis, am văzut la încheierea, la primul live-a tău, când te întreba, dar ce crezi despre acela? Ce crezi despre acela? Eretic. 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 Ce crezi despre acela? Cristi Bauriu. Eretic. Da, acela. Eretic. Chiar așa, domnule. Chiar așa, toată lumea sunt eretici. Te-ai găsit tu unul singur bun care ești drept. Restul toți sunt eretici. Nu se poate așa. Este adevărat, fiecare predicator mai greșește ceva, că, de exemplu, și același Andrei Croitor odată, așa tot a făcut public. Și am zis lui Andrei, uite, ai văzut că am spus ceva care s-a înțeles greșit într-un video de-a meu. Mi-e tare îmi pare, l-am ascultat și eu video și da, ceva, nu m-am exprimat bine, că tot o mare așa câteodată, nu se exprimă bine. Și parcă mi-ar fi plăcut să-l fi scos. Ce m-aș fi bucurat dacă Andrei telefona și spunea, frate Vasilii, ia vezi că ceva nu-i bine acolo. Și atunci l-aș fi scos, imediat, l-aș fi scos. Îl luam ca pe o slujbă care mi-a făcut-o bine, îl scoteam. Nu vreau dacă se înțelege greșit. Ei, dacă Andrei de acum a făcut critica asta, am lăsat și un video măcar și am pus să-l asculte, să vadă oamenii ce a spus, că nu l-am mai scos. Dar eu l-aș fi scos dacă Andrei nu face asta. Nu știu, poate Domnul ajută pe Andrei să îndrepte, să nu mai procedeze așa. Că de altfel, uite, am făcut și eu un video despre o tânără, măi, că nu mi-amintesc cum, o tânără adventistă, care ea a făcut un video despre podoabe, cum se numește, machiat la femei. Și ea grave greșeli de interpretare a Scripturii, cu totul eronat face. Atunci când am văzut asta, știi ce am făcut, Aline? P-
Primul lucru care am făcut, am căutat profilul ei, l-am căutat unde este pe internet, ce este, și i-am telefonat. Măi, îmi cer scuze să nu se supere tânăra aceasta, să nu se supere că i-am uitat numele ei, dar i-am telefonat și am zis, dragă, uite, eu am ascultat video, eu sunt pastor, îți vorbesc la o fiica mea. N-ai vorbit bine, nu-i bine lucrul ăsta. Ea mi-a mulțumit, dar au rămas la concluzii, la părerea ei. Și atunci am zis, nu te supăra, atunci eu va trebui să ies cu un video ca să combat asta. Da, să aveți toată libertatea, ieșiți și faceți, zice, ieșiți, faceți. Ei, uite, acolo n-am avut încotro, da? Apropo, vreau să-ți spun că nici acolo n-am numit-o, că e eretică și că e pierdută și că e așa. Pur și simplu i-am arătat, este o greșeală, nu se interpretează, este greșit să interpretezi scripturile în felul acesta. Da. Deci nu se poate așa să faci. Toți greșim. Și nu este greșit să ne îndreptăm unii pe alții. Atunci când am greșit, să ne îndreptăm unii pe alții ca și predicatori. Este bine și să avem un duh smerit să primim atunci când am greșit și să spunem, măi, da, nu s-a înțeles bine, noi am vrut să spun, bun, sau unde trebuie, ne îndreptăm. Da, să taci la stânga și la dreapta și să-i descreditezi pe toți slujitorii Domnului ca să ieși tu în evidență că ești unicul drept pe fața pământului, atunci aia e foarte grav, foarte grav. Și tot zici că tu te vezi ca proroc, ca parcă te vezi un Ioan Botezător a vremurilor noastre, știi tu, cam așa te vezi, nu așa, te vezi un Pavel, nu știu, nu așa, uite cum a acționat Pavel. Pavel când Petru a greșit acolo, știi, în Antiohia, că s-a ferit, când au venit iudeii, el s-a ferit, nu a mai mâncat cu cei dintre neamuri și atunci Petru l-a mustrat public pentru asta. Și, nu, Pavel l-a mustrat public pe Petru. Și Pavel spune despre asta. Dar nu l-a anunțat că este un eretic, gata, să nu mai asculte nimeni, că a picat din harul, a picat de la mântuire și așa. Nu, aia n-a făcut, n-a făcut așa ceva. L-a mustrat cu privire la situația aceea care era și care trebuia să fie îndreptată. Și Petru nu a rămas cu supărare pe el, de altfel ai văzut că în epistola lui a doua, Petru, spune despre Pavel, vorbește bine prea iubitul nostru frate Pavel, care zice că unii răstălmăcesc epistolele lui, cum răstălmăcesc și celelalte scripturi. Deci vorbește de toate astea. Da. Mai mult, ai văzut că cineva căuta să stârnească neînțelegeri între Pavel și Apollo. Pavel nu s-a lăsat la asta. Pavel a căutat să se dească relații cu Apollo. Apollo a primit învățătura pe care i-a dat-o Aquila și Priscila și da, și Priscila. Și nu spune la oameni că Priscila nu, că acolo este scris că ambii l-au învățat. Și Priscila și Aquila l-au învățat pe Apollo. Când au venit, ei, ambii i-au explicat la oameni. Ăștia și-au fost tot ok, au fost bine. Da. Deci nu se poate, Alin. Tu, Alin, semeni numai tulburare, creezi numai tulburare. Și iată, la Fapte, capitolul 20, când Apostolul Pavel îi avertiza pe episcopii cei, pe prezbiterii din Efes, când au venit acolo la Milet, Apostolul Pavel le-a zis și vorbele astea de la versetul 29. Știu bine, zice el, că după plecarea mea se vor vor între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De ce faci tu, Alin, asta? Ca să atragi pe ucenici de partea ta? De aceea le spune Pavel celorlalți pastori. Deci vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. La Iuda mai scrie așa. Iuda de la versetul 8. El vorbește despre oamenii răzvrătiți și auzi ce spune acolo. Deci totuși oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Orice autoritate o nesocotesc și o batjocoresc. Iată, asta am înțeles din cele 6 ore cât ai vorbit și aceea nu-i predicare. Tu te-ai laudat în mesajul tău că tu predici mai mult decât orice român, orice predicator român. Nu, Alin, nu. Tu batjocorești, deci nu este predicare. Predicare aduce zidire, predicare aduce încurajare, aduce îmbărbătare. Predicarea face bine, dar tu nu faci decât să tu nu mai zidești tulburare. Tu arunci batjocuri la adresa tuturor și tu stârnești tulburare, tulburare și tulburare. Asta faci tu, Alin.
Și iată, acolo spune așa, uite, îți mai dă exemplu, zice, Arhanghelul Mihail când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva diavolului o judecată de ocară. Ce a zis Domnul să te mustre? Aceștia, zice, din potrivă, bat jocuresc ce nu cunosc. Cum poți tu să bat jocurești familia mea când tu nu cunoști familia mea, nu cunoști relațiile care sunt în familie? Cum poți tu așa să vorbești? Vezi, spune, bat jocurești ce nu cunosc și zice, oamenii aceștia se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Așa procedează. Da, Aline, ai făcut și o critică constructivă. Din toate este așa, ori ai făcut și o critică constructivă, aia cu privire la microfonul meu că se aude rău. Ia, apropo, prieteni, ia poate aici la comentarii, dar nu știu că o să mă pierd în comentariile astea. Vedeți voi, poate îmi recomandați un microfon bun. Un microfon bun pe care pot să-l am acasă. Iată, eu acum fac cu microfonul de la computer. Recomandați-mi un microfon pe care aș putea să-l folosesc. Sau dacă vreți să mă ajutați voi cineva din cei care beneficiați de învățătura aceasta pe care o dau, cei care primiți zidire sufletească și vreți să mă ajutați cu un microfon bun, bun, un microfon care să satisfacă toate cerințele, să se audă bine, clar, voi aprecia aceasta. Bun. Mai am ceva să spun pentru Alin și pentru cei care îl ascultă, fanii lui Alin. Mai am ceva să spun, dar după ce voi răspunde la comentarii. Comentarii sunt foarte multe, eu trec așa ușurel prin ele. Așa. Da. Da. Nu încerc să intru în context la ce se vorbește aici. Da, da. Așa, Ali nu are detalii, dar nici pic de respect pentru fratele său, chiar dacă la anumite subiecte are altă părere. Da, de acord. Femeia poate evangheliza prin lume și chiar trebuie, dar nu are voie să dea învățătură în biserică. Tudor, auzi, Tudor, eu te rog totuși, ia și citește, ascultă video care l-am pus aici. Ascultă video ăsta. Așa. Mai departe. Alin se crede Zeus, obraznic ieșit din comun. Da, da. Nu pot să nu-ți dau dreptate. Da. Iată cine, Geana, scrie că nu am mai văzut pe internet un predicator mai obraznic și batjocoritor ca Alin. Nici eu, Geana, nu am văzut încă pe nimeni care se poartă așa. Da, iată, Rada Turcu zice, cinste, da, trebuie să-i dea femei, dar să nu se ridice mai pe sus de bărbat și să predice. E un lucru foarte rău că vă permiteți ca nevastă să se ridice mai pe sus de soț. Nu, Rada, nu. Acolo unde văd că nevastă se ridică mai presus de soț, oprim astfel de femei. Și iată acum stă la rând o femeie care trebuie să fie oprită, pentru că am văzut-o că ea se ridică mai presus de soț și urmează să discut cu ea în zilele acestea. Dar nu este valabil lucrul ăsta pentru soția mea și pentru multe femei care sunt în lucrarea noastră. Sunt femei smerite, femei care își iubesc soții, care ascultă soții, le sunt supuse soților lor și ai perfectă dreptate. Atunci când o femeie nu este supusă autorității soțului ei, ea nu se mai califică pentru a fi predicator. Tot așa cum niciun predicator care nu se supune autorității care este deasupra lui acolo în biserică, nu se mai poate califica ca să fie slujitor sau învățător. Da, mai sunt alte întrebări care eu nu trec prin ele acum,
nu răspund acum la întrebări din Biblie, vreau să rămân numai la subiect aici. Așa, Dumnezeu. Da, iată aici, spune da, Alin. Alin a zis că nu e corect ca femeia albă așa un decolteu și să fie acoperit de Biblie, ne îndeamnă că femeile să fie cuvincioase. Eu iubesc pe soția dumneavoastră, este o soră, dar ce greșit trebuie spus. Păi da, eu nu știu ce, vedeți voi. Deci iată, Claudia Rupa. Dom'le, femeia trebuie să tacă în biserică, nu să vorbească la ambon. Aveți multă teologie fără ungere. Vă uitați la fața oamenilor să vă meargă. Duceți turma în rătăcire. Iertați-mă, asta e adevărul. Veți da socoteală în fața lui Dumnezeu, Tată cel Bun. Claudiu. Da, Claudiu. Eu știu că voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și tocmai pentru că știu că voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu, de aceea, Claudiu, și procedez așa cum procedez. Eu nu știu, Claudiu, dacă ai apucat să asculți ceea ce mesajul pe care l-am pus, dar te rog foarte mult să asculți studiul în care eu explic cum este cu... Da. Așa. Am întrebat Lili dacă cărțile mele se găsesc în România. Le-am căutat într-o librărie din Oradea, dar nu le-am găsit. Nu se găsesc în România, dar dacă dorește vreo librărie să le procure, să ia legătura cu noi și cu bucurie le vom pune la dispoziția lor. Dar le puteți comanda din Republica Moldova. De altfel, dacă la Precept România, tot posibil le-ați putea găsi. La Centrul Surduc am lăsat ceva. Da, iată, spune aici cineva că eu nu argumentez cu scriptura despre predarea femeii. Păi am zis, ascultați video, nu vreau să mă repet aici, am făcut un video lung, am dat link. Vă rog să-l ascultați acel video, nu-i scopul aici ca să dau... Așa. Rada, ascultă, te rog, ascultă neapărat mesajul pe care lecția pe care am făcut-o și apoi pune comentarii acolo. Dar mă rog ca Dumnezeu să te ajute să asculți cu un cuget curat, e foarte important, Rada. Ascultă cu un cuget curat, roagă-te, cere lui Dumnezeu să aibă un cuget curat, folosește-ți cugetul curat. Nu influențe și preconcepții pe care, cu un cuget curat. Da, iată, spune cineva aici, Mihaela, zice, din păcate pe aici, pe la mine, sunt mulți pocăiți care abia așteaptă denigrarea femeii să audă ei cu urechea că femeia n-are niciun drept și ei pun mâna pe Biblie odată la an. Da, 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 oamenii care așa gândesc, cu siguranță că nu sunt oameni care îl cunosc pe Hristos, care cunosc Scripturile, oamenii care cunosc Scripturile au respect. Prețuire. De altfel, ia uitați-vă, și Apostolul Pavel acolo și la Filipeni, la capitolul 2, da? La început, îmi spune, demn pe Evodia, demn pe Sintichea, să aibă același gând în Domn și avea o neînțelegere femeile astea. Și zice, și pe tine adevărat tovarăș de slujbă acolo, zici, îndemn să vii în ajutorul femeilor acestora, lui Evodia și Sintichea, ajută-le pe femeile acestea. Așa. Da. Da, iată scrie aici, Vale Fortiu, pace fraților, ăla a fost păcălit și acum mare predicator, are probleme psihice, îi dus rău cu capul. Nu știu aici ce trebuie să pronunț medicii, eu nu pot să vorbesc despre asta, dar da, purtarea... Da.
Maria Budeanu spune că ascultă cu multă plăcere. Mă bucur, Maria, să știu că ascultați. Iată, Mihaela spune că vecinii ei s-au împăcat cu Dumnezeu pentru că ea le-a vestit Evanghelia. Domnul să te ajute, Mihaela, și așa să faci totdeauna și Dumnezeu să te ajute să folosești acum timpul ăsta când... Da. Iată, Soli zice aici că Alin n-a spus că toți sunt eretici. Din video care l-am ascultat eu, toți erau eretici. Din video pe care l-am ascultat, când a fost întrebat din nume cineva, pe nume despre cineva, despre toți a spus că sunt eretici. Așa. Mulțumesc, Rele, pentru binecuvântarea aceasta frumoasă pe care mi-ai pus-o. Da, de plin de acord, Alexei Tentiuc. Adevărații bărbați slujitori ai lui Dumnezeu știu să aprecieze o femeie. Știu să aprecieze pe fiecare care lucrează în Hristos. Da. Iată, încă un lucru, tot Alexei zice, noi toți am avut mame care ne-au învățat, mi se pare ipocrit să primești învățătură de la o femeie când ești copil, apoi la școala duminicală și apoi când crești mare să spui femeii să tacă, da? Da? Așa este. Da. Așa. Da, comentarii sunt foarte multe. Da, iată aici, Florin zice, este plin creștinismul de învățători care vor suci ca voi care suciți calea lui Dumnezeu. Florin, dragă, Dumnezeu ți-a dat un cuget ție, pe care dacă îl păstrezi curat, poți înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu îl păstrezi curat, cugetul acesta, atunci nu ai șanse să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu și vei deveni victimă. Și mă tem că deja ești victimă a învățătorilor mincinoși. Da, și iată aici, zice Soli de o glorie, din cauza asta mulți păstori care se compromit și au ajuns biserici cu pastori corupți, care se compromit cu tot felul de lucruri care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Acolo unde este așa, pastorii aceia trebuie să fie compromiți, trebuie să fie sancționați, trebuie să fie puși la disciplină, dar a arunca o cară și bat jocuri la adresa tuturor păstorilor, nu este lucru plăcut lui Dumnezeu. Da. Da, iată, aici scrie că Alin este căsătorit cu Victoria Păscar din Carpineni și își permite într-așa fel să vorbească la adresa moldovenilor, fiind căsătorit cu moldoveancă. Deci asta, încă o dată, dispreț și pentru soții sau cum, dacă fiind căsătorit cu moldoveancă își permite așa să vorbească.
Hai să vedem ce scrie. Mihail, nu vă face stres cu acest individ eretic și obraznic. A fost iluzionit cu pseudonimul Blaine, convertit religios, dar care a început să predice agresiv prin piețe, stații de metro, etc. Apoi a fost invitat pe la Show-uri TV, în care și a spărit. Așa. Georgeta, ce este adevărat că a vorbit un pic disprețuitor despre moldoveni, dar se pare că a avut o experiență neplăcută acolo. Păi da, nu-i de mirare că a avut experiență neplăcută, cred că peste tot unde merge are experiență neplăcută. Nu vezi că am înțeles că n-au mai rămas biserici care vor să-l primească, să-l, păi da, dacă bat jocuri ești la asta, arunci numai cu bat jocuri la stânga și la dreapta, cam cum, câte experiențe plăcute te aștept să ai după asta. Da. Ei, iată aici, scrie cineva. Pe acest talent se pare că dacă l-a folosit cel rău înainte la practicarea magiei, acum se lasă folosit de a vorbi pe rău pe slujitorii lui Iisus, atât bărbați cât și femei, care au aceeași, da, și mai departe, responsabilitate egală de a predica și a învăța și de a fi un exemplu pentru Iisus. Da. Așa. Ei, interesant aici. Rudica Mogoase. Rudica, care participă cu noi la studiul biblic și care foarte bine înțelege scripturile, iată ce scrie. Frate Vasile, Alina a avut o copilărie grea. Nu are cultură. Nu a primit o educație. Are impresia că știe și el ceva, că a deschis și el ochii. Eu îmi cer iertare în numele românilor pentru vorbele lui. Da, mulțumim, Rodica. Mulțumim pentru cuvintele astea. Cred că înseamnă mult pentru cei care ascultă acum acest live. Ah, da, iată aici zice Aline, sting în fat mândru, ne-ndu plecat fără dragoste, da, da, de acord, de acord, că dragostea lipsește. Da, încerc să trec mai repede pentru că sunt foarte multe comentarii. Ei, iată, interesant aici. Mihaela, Cătălinea Sără, atunci de ce Iisus... De ce însuși Dumnezeu a trimis o femeie să mărturisească despre el într-un sat întreg, dacă ea trebuia să stea în tăcere? Și culmea, unei femei s-a revelat ca Mesia. Ei, uite, nu m-am gândit, Mihaela, la argumentul tău.
Da, și ce bine cu oamenii cei n-au avut probleme și au venit toți la Domnul Iisus Hristos, l-au chemat la ei în sat, în Sihar, acolo au rămas, Domnul Iisus a rămas 2 zile acolo și mulți s-au întors la Domnul Iisus. Ce bine că femeia aceea s-a dus și le-a vorbit lor. Văd că multe discuții se dă cu privire la versetele astea. Eu tare mult vă rog să mergeți, ascultați lecția aceea pe care am făcut-o și așa veți... Da. Da, iată, Georgeta zice, aici nu e vorba de moldoveni. Ideea este că femeia nu trebuie să predice, nu despre moldoveni, a fost acolo, Alina a vorbit... Braznic, batjocoritor, a vorbit la adresa moldovenilor. Mulțumesc, Mulțumesc. A vorbit la adresa tuturor moldovenilor. Da, iată, nice, scrie Alin Logoș, ar trebui să vă cer iertare pentru comentariile urâte care vi le-a adresat. Da, și eu cred așa. Da. George zice, trebuie să fie și unul ca Alin, așa mai radical. Unii vor fi treziți chiar și prin felul lui de vorbă. Nu, dragă George, nu, nu, nu. Asta nu e radical, George. Asta e batjocură, obrăznicie, asta este. Nu, radical înseamnă radical, n-a trăit așa cum a trăit Domnul nostru Iisus Hristos. Așa se trăiește. Hai să arate o dragoste radicală, o dragoste frumoasă, o trăire frumoasă, nu așa, nu așa. O dragoste pentru oameni, apreciere pentru oameni. Da. Da. Aici Mihai Popescu zice, ne bucurăm că știți să răspundeți frumos și fără vorbe urâte. Așa să ne ajute Dumnezeu, că așa ne învață. Cu blândețe, zice acolo, și teamă. Da. Da, sunt multe comentarii, nu vă reușesc să trec prin toate, chiar sunt foarte multe, m-am pierdut în ele. Eu așa trec rapid prin ele și mă bucur pentru toți cei care ați participat. Eu mai am ceva să spun. Deci, lui Alin, înainte ca să încheie acest live, vreau să mai spun ceva. Deci, Alin, una din frazele cheie pe care le răcnești, la fiecare, le răcnești, da, așa, le răcnești la fiecare om, trebuie să vă pocăiți, trebuie să vă pocăiți, pocăiește-te, trebuie să vă pocăiți, pocăiește. Domnul să te ajute ca să auzi tu lucrul ăsta, Alin, pentru că ai o mare nevoie de pocăință. Iată la Matei, la capitolul 12, este scris așa. Domnul Iisus a zis, ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui din apârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi, căci din presosul inimii vorbește gura?
Îți dai seama, Alin, cât de mare e presosul inimii acolo la tine dacă 6 ore zilnic gura nu încetează să împroaște batjocura. Îți dai seama cât de mare este acolo. Nu cred că eu sunt primul care îți spune asta, Alin. Eu cred că ți-au spus mulți oameni lucrul ăsta. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun, atenție, Alin, că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Auzi, Alin? Ascultă foarte atent aici. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vin și din cuvintele tale vei fi osândit. Felul ăsta de a batjocuri, Alin, nu vine dintr-o inimă bună. Toată batjocura asta și încă un lucru, Alin, la 1 Corinteni, capitolul 6, scrie așa. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Deci nu te înșela, Alin. Spune aici, nici curvare, nici închinătorii la idoli, nici prea curvare, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii. Bun. Eu nu știu nimic și nu înțelege cât să arunc vreo venuire cu privire la asta. Eu mă opresc la asta, sublinează-l pe asta. Nici defăimătorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Auzele? Defăimătorii și tu de asta te ocupi. Tu te ocupi în mod metodic, tu numești predicare defăimarea. Defăimare, denigrare. Deci denigrare, denigrare continui. Tu nu zidești, nu știi să zidești, știi să dărâmi, să dărâmi, să dărâmi, să denigrezi. Și uite aici spune, defăimătorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați în privința aceasta. Și Apostolul Pavel le spune la Corinteni, și așa erați unii din voi, așa au fost unii din ei înainte, defăimători. Dar zice, ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Deci dacă s-ar fi întâmplat în viața ta, Aline, cu adevărat o naștere din nou despre care tu spui că o ai, dacă s-ar fi întâmplat cu adevărat o naștere din nou, atunci nu mai rămânea loc pentru defăimare în viața ta, Aline. Nu mai rămânea. Oamenii cu adevărat născuți din nou, ei nu au un fel de viață defăimător. Dacă se întâmplă cumva vreodată, pentru ei este o problemă gravă și oamenii ăștia vor să o repare neapărat. Dar uite, așa, Alin, nu merge. Și am un cuvânt și pentru ascultătorii lui Alin. Iată, la Matei, capitolul 7, scrie așa. De la versetul 15. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi. Dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. După roadele lor, auziți? După roadele lor zidesc sau dărâmă. Culeg oamenii struguri din spini sau smochime din mărăcini? Tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele și batjocura și defăimarea. Astea sunt roade rele, roade rele care sunt făcute de un pom rău, roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nu pot zice că este un om bun și face așa roade rele și că așa este el mai radical și așa, nu. Rele. Roade rele, distruge, distruge și distruge. Pomul rău, pomul bun nu poate face roade rele. Nici pomul rău nu poate face roade bune. Nu poate face roade bune pomul rău. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Fără de lege lucrează oamenii aceștia. A distruge așa la stânga și la dreapta, de a crea numai tulburare și numai dezbinare peste tot. Asta e fără de lege. De aceea,
pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om prejudecat care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaie, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele, zice Domnul Iisus, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaie, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Păziți-vă de proroci mincinoși și faceți o bună analiză a roadelor. Vedeți care sunt roadele. Oamenii lui Dumnezeu zidesc, nu dărâmă. Oamenii lui Dumnezeu, vă zic încă o dată, zidesc, nu dărâmă. Zidesc suflete, îi ajut pe oameni să se întoarcă la Hristos, să crească, se ocupă de ogorul lor, nu aruncă batjocură, nu aruncă o cară, dar zidesc. Dumnezeu să vă dea discernământ. Scumpilor, aici mă opresc și eu. A fost un live lung de o oră și aproape 45 de minute. Dacă nu sunteți abonați la canalul Moldova Creștină, vă invit să vă abonați acum, abonați-vă și la pagina de YouTube sau de Facebook, de unde urmăriți, abonați-vă și vă invit aici în fiecare zi, răspund la întrebările oamenilor din Biblie, intrați numai decât pe site-ul Moldova Creștină și căutați, pentru că acolo răspund. Din anul 2007 am răspuns zilnic la întrebări din Biblie, inițial am răspuns la câte o întrebare, dar după aceea am răspuns la multe, acum răspund la câte 4, 5, uneori și 10 întrebări, răspund într-o zi. Și sper ca aceste răspunsuri să vă aducă zidire sufletească, să vă ajute în rezolvarea situațiilor complicate a vieții și să vă ajute să creșteți în cunoașterea lui Hristos, să vă ajute să-L cunoașteți pe Hristos, să vă pocăiți, să aveți naștere din nou, cei care nu o aveți încă aceasta. Cei care sunteți în Chișinău, încă o dată vă fac invitația la spectacolul pe care îl avem mâine seară la ora 6, apoi duminică la ora 10 voi predica despre idolatria în contextul Crăciunului. Ce este idolatrie, ce nu este idolatrie, cum să ne ferim de idolatria asta, v-am zis, voi prezenta și perspectiva biblică și perspectiva istorică, care nu poate fi negată. Vă aștept cu bucurie, Dumnezeu să vă binecuvânteze și ne revedem online. Lăsați la comentarii și impresiile dumneavoastră, învățăturile, concluziile, lăsați la comentarii concluziile pe care vi le-ați făcut în urma acestui video și hotărârile pe care le-ați luat. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pace multă și noapte bună!